Sâmbătă și duminică au avut loc jocurile din cadrul etapei a 18-a din campionatul județean de fotbal Liga a 4-a. Formația din Mușcel Gloria Berevoiești nu a evoluat, câștigând la Masa Verde 3-0 partida de la Viitorul Ștefănești. Echipa gazdă a anunțat în urmă cu 2 săptămâni că se retrage din campionat și astfel va pierde toate jocurile la Masa Verde cu același scor 3-0. În aceeași situație se află și gruparea din orașul Basarabilor, care a renunțat la competiție după derularea primei părți a campionatului. Astfel și Victoria Buzoiești a mai trecut în cont 3 puncte, fără să evolueze contra formației din Curtea de Argeș. În urma rezultatelor înregistrate, Victoria Buzoiești se menține pe poziția 4-a, la egalitate de puncte cu ocupanta locului 3, Poiana Lacului, iar Gloria Berevoiești a părăsit jumătatea inferioară a clasamentului Ligii a 4-a, urcând până pe poziția 8-a. Rezultatele complete înregistrate în cadrul rundei a 18-a din campionatul Ligii a 4-a, cât și clasamentul la zi, sunt următoarele.